Bulevardul Grigore Vieru. Merg spre centru. Văd inscripții mari. Că banda asta e dedicată bicicletelor și transportului public. Wow! Și dăm trecerea pietonilor. Ele au prioritate într-un oraș smart. Chiar așa își scrie pe dreapta. Rezervat transportul public. Vedem troleibuz în față și o mașină de taxi. Putem zice că mașina de taxi e tot transport public. Deocamdată toată lumea respectă legea. Mai devreme să știți cineva cu transport privat, ăsta cu tricolor deasupra 493, dar după aceea s-au încadrat. Probabil se grăbește la maternitate sau o treabă foarte importantă a lucrurilor sau se crede mai deștept decât ceilalți șoferi. O, și aici tot așa jumătate cu 3.000 de drumuri pentru bus și biciclete. Minunat! Văd că nu-i tare grăbit băiatul, stă cu mâna pe geam afară. Primăria, pe lângă banda asta dedicată, ar trebui să aibă grijă și de nivelările de aici, de lângă bordură, pe unde mergem noi bicicliștii și biciclistele și trotinetiștii. Și de gratii, mai ales de grătare, de scurgerile astea de apă pluvială, care ar trebui să fie de-a latul mersului biciclete, nu ca aceea de-n față, de-a lungul, pentru că cu cursieră curată mică sau cu trotinetă poți să nimerești acolo, între gratele cele, să faci un accident regretabil, chiar mortal. Ia uitați-vă ce pericol! Ștabla asta de pe margine tot nu-i bună, te oprești de nevoie și vrei să pui piciorul acolo, te rănești, poți să dai primăria în judecat. Uite așa trebuie să fie gratele. Perpendicular pe mersul, pe roata bicicletei. Nu de-a lungul. Ștabla asta trebuie găsit un înlocuitor, o soluție. Înălțată bordura sau cumva. Sau ca la București puneți vreo 2-3 straturi de borduri. Dar nu puneți stabla. Pentru că e ascuțită și pentru că ruginește. Iară gratii de-a lungul mersului. Bine, eu am roata un pic mai lată. Dar oamenii cu cursiere sau cu trotinete trebuie să rămână acolo. Nu mai zic și denivelarii aici. Pe lângă gratii e și o groapă. Când plouă, groapa aceea e invizibilă. Mergi cu bicicleta pe acolo pentru că se împinge transportul și acolo rămâi. Toate gratele până la Bulevardul Central sunt de-a lungul. Iată și aici, periculos. Numai să deseneze o dungă pentru bicicliști. Nu e suficient ca orașul să devină smart. Asta e mesaj pentru primarul Ceban, de viceprimarul progresistul scăpat. Acum toată răspunderea e pe umerii lui, de comsomolist. Sau pe umerii noii guvernări, care trebuie să se preocupe de chestia asta, să facă un cadru legal și să asigure respectarea cadrului legal, că așa se face în lumea civilizată, nu? Eu de fapt vreau la dreapta așa să folosesc săgeata verde. Prioritate pietonelor. Continuăm să numărăm grapele, inclusiv pe bulevardul de-a lungul drumului, puse pe vremea lui Chertoacă, păstrate pe timpul lui Ceban. Și aici gratii de-a lungul drumului. Noua guvernare se laudă că are deputați care vin la servici cu bicicleta. Ar trebui să știi că așa spun gratile și nu invers. Nu așa. Da, iată, una e bine pusă și alta greșit. Mai ales cea care e pusă greșit e foarte rară. Pe acolo cred că și eu pot să rămân blocat, să fac un accident. Și încă e și râmat pe alături. E o groapă care te destabilizează și te bagă sub roțele mașinilor. Chiar și pietonii riscă să accidenteze acolo. Chiar și președinta Maia Sandu, care adeseori iese prin oraș fără pază, fără escortă. Și asta e pista biciclistă pe care nu e semnalată în niciun fel, e doar așa dunga roza lui Chertoacă. Fel de periculoasă, cu borduri, troncă, iar borduri prea mari. Incomod și periculos o folosește. Dacă canozabil v-am arătat ce riscuri avem. Tavares Ceban, все плохо. Все надо менять. Hai, davai! Lasă cupurile aurite și mănăstirile și sândrofiile, ocupte de oraș. De asta te-a ales lumea. Sau nu mai vrei să fii ales?